Vreau să predic astăzi despre izvoarele de sus și izvoarele de jos. De ce? Pentru că avem nevoie de a înțelege că omul nu are nevoie numai de hrană și de apă pe pământească, ci are nevoie, fiind duh și, și suflet omul, are nevoie și de izvoarele vieții veșnice. Are nevoie și de hrană pentru suflet și de băutură pentru Duhul lui și pentru sufletul său. Vreau să dau o definiție a izvorului. Izvorul sau izvoarele sunt apă subterană care iese sau țâșnește la suprafața pământului. Este o definiție din dicționar, dar ne duce spre niște adevăruri profunde. Este locul de unde izvorăște la suprafața pământului un izvor. Începutul unui râu, o obârșie. În sens figurat, lucrul de la care provine ceva, origine a unui lucru, o sursă. Izvorul poate să fie asociat cu o cauză, cu un considerent, un început, o obârșie, o origine, o pricină, o proveniență, o sursă, o sorginte sau o sursă oarecare. E important să știm acest lucru când ne referim la izvoare, când vorbim despre izvoarele de sus și de izvoarele de jos, să vorbim despre sursă, despre obârșia lucrurilor, de unde provin ele. Că lucrurile vin de undeva. Și lucrurile văzute, spune Domnul prin Apostolul Pavel, că au fost făcute din lucruri care nu se văd. Ele au o obârșie. Toate lucrurile au o obârșie. Sunt izvoare curate și sunt izvoare necurate. Sunt izvoare care mai degrabă aduc moartea, pieirea celor care se adapă la ele și în sens fizic. Mi-aduc aminte de o întâmplare în vremea lui Elisei, unde spune că au fost un izvor o apă care a fost, nu a fost potabilă. Era de neconsumat și el a mers cu un gest profetic pe plan spiritual și pe plan fizic. A mers, a luat un blin de sare, spune, dacă vreți referința, ea este în 2 Împărați, capitolul 2, versetul 21, și spune că s-a dus la izvorul apelor, a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindecă aceste ape, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune, și așa a fost venit să fie Domnul. Amin. Orice lucru care ne confruntăm, orice lucru urât, orice atac, trebuie să-l tratăm pe plan material și pe plan spiritual. Pe plan material, el a făcut un gest, a luat un pic de sare, nu intru pe mai multe detalii, poate știi mai mult de cei care curăță fântânile, cum se procedează la curățarea fântânilor, dar și pe plan spiritual. Nu? Această întâmplare ne atrage atenția că nu este suficient să rezolvăm probleme pe plan uman, pe plan material uman. Într-un conflict cu cineva, într-o lipsă, într-o problemă, cu un viciu, cu sărăcia, cu blesteme, cu alte lucruri, nu e suficient să te retragi pe plan uman să astfel rezolvă, ci trebuie și pe plan spiritual. Amin. Trebuie pe plan spiritual să ne smerim, să ne luăm autoritatea pentru un sfânt, să cureți sursa. Amin. Și să spui așa, să spui așa cum a spus și Elisei, vindecă aceste ape, proveniența acestor ape murdare, numele lui Iisus Hristos să fie vindecate, restaurate. Amin. Și nu va mai deveni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Așa să faci pe orice plan, Domnul să-ți ajute. Amin. Amin. Revin la această întâmplare frumoasă, din care am citit-o din Iosua, capitolul 15, și așa de importantă, că de două ori este menționată în Biblie. Și în Iosua, în cartea judecător, în judecător, capitolul 1, de la versetul 15, este menționată această întâmplare. Deci nu întâmplător de două ori în Biblie, când în Biblie apare de două ori, și când apare o dată, este suficient, sunt adevăruri mari, într-o întâmplare sau într-o relatare sau într-o cuvântare sau pildă. Dar când apare de două ori, să știți că noi trebuie să ne uităm cu mare atenție la aceste lucruri. Și Domnul Iisus când spune adevărat, adevărat vă spun, atunci trebuie să iei foarte tare aminte că sunt niște adevăruri profunde spirituale. La fel este și acest text pe care l-am citit. Deci, Caleb este unul dintre cei doi trimiși, cum am spus, al lui Moise. El nu s-a supărat că 40 de ani a trebuit să mai aștepte. A trebuit să mai aștepte și acest lucru ne duce la o afirmație din Scriptură care spune în Evrei că cei credincioși prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Unii ori ne trebuie răbdare, le-au văzut Caleb la orizont și Iosua, dar a trebuit răbdare. Și tot unul lângă altul, vedeau cum mor cei din generația cârtitoare și pleacă și mor și pierd pustie și ei rămân. Dar a venit ziua în care au intrat în posesia celor cetăți frumoase, acelei țări binecuvântate. Tu dacă nu vei pierde răbdarea pe drum, tu dacă nu vei cânti și vei murmura împotriva Domnului, vei intra în împărăția cerurilor, amin, vei intra în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu de sus și de jos. Amin. Prin credință și răbdare moștenim făgăduințele. Amin. Noi vrem să fim ascultători. Uneori ni se pare ciudat de ce trebuie să ascultăm. Uneori se pare fără sens. Și Iosua și Caleb au putut să spună, Moise, dar uite-te,
Nici tu măcar nu intri, nu mai vezi de departe țara. Nu. Deci eu să ce se întâmplă, noi să ce se întâmplă. Nu, eu am înțeles planurile spirituale lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Toți oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament au înțeles, deci până la acest moment în care au intrat în țara promisă, Avram, Isaac, Iacob și patriarhii și toți ceilalți, Iosif și așa, ei au știut deja, umblând cu Dumnezeu, au știut că nu este vorba de o țară, o zonă geografică, numai. Ci este vorba de o zonă spirituală. Este vorba de împărăția cerurilor. Este vorba de împărăția lui Dumnezeu. Și acest lucru, ca un fir roșu, vine din Genesa și până în Apocalipsa, împărăția cerurilor. Și în împărăția cerurilor te chem și astăzi prin cuvântul Domnului, ca să fii parte, în inimă intră împărăția cerurilor. Dar să vină și în ziua aceea în care se manifeste împărăția cerurilor în viața ta și în epoca în care vom intra, în epoca milenară, atunci ne se va manifesta împărăția cerurilor pe întreg pământul. Amin. Noi comunicăm lui Dumnezeu, dar așteptăm ca și El să ne comunice. Atunci este comunicare completă. De multe ori nu reușim să comunicăm cu Dumnezeu, ne aude numai tavanul sau vecinul sau de ce, pentru că sunt forțe spirituale, sunt demoni care opresc rugăciunea noastră și strigătul nostru către Dumnezeu și nu poate să ajungă la urechea lui Dumnezeu, la inima lui Dumnezeu. Noi înșine, de multe ori, suntem prinși. Unii sunt prinși de lanțele lanțul păcatului, păcatul prin un zi de despărțire între om și Dumnezeu și poate omul să se tot roage, că nu comunică cu Dumnezeu. Este foarte întărită această cetate. În această cetate locuiau cei trei fii al lui Anac, cei trei uriași. Deci erau, acești uriași provin din relațiile sexuale între îngerii căzuți și oameni. Asta înseamnă că un uriaș este jumate om, jumate înger. Asta înseamnă că cei care locuiau și erau o specie de oameni acolo, acandiții, care stăpâneau puternic acea cetate de Biru sau Chiriat Sefer. Și astăzi, în comunicare, în lucrurile de văzute, în al doilea cer, spune Biblia, în Efeseni capitolul 6 și vedem acolo și în Apocalipsa, că sunt forțele Întunericului care vor să oprească rugăciunea ta. Așa lui Daniel a vrut să fie oprit. A oprit-o. Deci, a fost ascultată rugăciunea ta, dar când a venit cu răspunsul, ca să fie comunicarea completă, deci un dialog, un monolog, am fost oprit de împărăția mejilor și perșilor. Nu de oameni, ci de întărituri. De multe ori să știi că, de aceea, cine știe să comunice cu Dumnezeu, ajunge la izvoarele de Sfântul 3, spune: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Amin. Izvoarele de sus sunt izvoarele din domeniul spiritual în locurile cerești în Hristos. De acolo provin. Acolo este sursa. Și aș vrea să spun ce izvoare sunt sus. În primul rând, izvorul mântuirii. Obârșia mântuirii noastre este în Hristos Iisus. Unii vor să se mântuie. Ce înseamnă mântuire? Salvare, eliberare, răscumpărare. Această mântuire vor să obțină din tehnică, din tehnologie. Unii vor să obțină această mântuire, această izbăvire de moarte, de duhul morții. Vor să obțină prin știință. Unii vor să obțină prin ideologii astea sau religii, cum ar fi promovarea reîncarnării. Lasă că viața asta nu ești fericit. La viața viitoare vei fi un câine sau vei fi o maimuță și vei umbla pe sus la nu știu ce alte lucruri sau vei fi o plantă. Dar aceste lucruri, desigur, noi râdem de ele și așa îi merită râs de ele. Dar o să vă spun ceva. Unii le cred, asta e problema. La reîncarnare. De ce? Pentru că oamenii au tot felul de... pentru că biserica stă și se ceartă între ei, oamenii, biserica Domnului. Islamul, lumea islamă și musulmanii invadează Europa, America, Anglia și alte zone, așa, creștinii stau și se ceartă între ei și alte obârșii și izvoare spirituale negative, cum am spus, teorii despre reîncarnare, de astrologie, citit un stele și așa mai departe, invadează de asemenea mintea oamenilor. De ce? Pentru că omul are în el o tânjire și o căutare după lucrurile de sus. După lumea spirituală, de acord? Și dacă tu nu ești acolo ca să spui, uite, Dumnezeu te iubește, uite, Hristos este izvorul, obârșia, sursa, cauza mântuirii. El este calea nouă și vie deschisă către Tatăl. El este, prin El putem să fim mântuiți. Atunci oamenii nu vor fi ca și Iisus Hristos. Amin. Deci noi să inundăm această lume din jurul nostru și oriunde te va duce Domnul cu această sursă și cu acest izvor al mântuirii care este Hristos Iisus. Un alt izvor care este sus este izvor de înțelepciune, care vine în urma fricii de Dumnezeu. Izvor de înțelepciune. Dragilor, foarte mulți oameni se cred înțelepți.
foarte înțeles. Dar se vede roada. Creează certuri, dezbinări și alte lucruri. Un om înțelept poartă frică de Dumnezeu. Zice că începutul înțelepciunii este frica de Domnul, este începutul înțelepciunii și cine o obține are o minte sănătoasă. Această sursă nu este într-un loc pe câmpie sau pe munte, ci este în lumea spirituală, în Proverbe 8, nu citesc acum, acolo vorbește despre obârșia înțelepciunii. Și dacă vrei să fii înțelept, înțelepciunea este o combinație între cunoaștere și pricepere. Este și, că nu e suficient numai cunoștința. Și trebuie să știi cum să aplici acele cunoștințe. Înțelepciunea este Hristos, binecuvântat să fie. Dacă dorești să știi cum să te comporți într-o situație dificilă, nu lua cărți de genul cum să fii popular, cum să placi tuturor. Că Apostolul Pavel spune, eu n-am dorit să plac oamenilor, așa am predicat o Evanghelie, că mulți m-au respins, mulți m-au prușcat cu pietre, ci vreau să plac lui Dumnezeu. Galaten capitolul 1 spune asta. Caut eu în clipa aceasta să plac oamenilor sau lui Dumnezeu. Așa se predice Evanghelie, de la învol sau în zi cu zi, zi cu zi, încât să știi că Dumnezeu te aude și că tu nu vrei să faci pe plac oamenilor, ci vrei să faci pe plac lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Numai te curățești tu însuți. Cum se curățește omul? Omul se curățește prin mai multe metode. În primul rând, prin Cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce Cuvântul lui Dumnezeu îl citești, te curățești de păcate, de probleme. Apoi, prin sângele lui Iisus Hristos te curățești. Apoi, când pui mărturia ta, când te întorci la Domnul, spui altora, să știi că tu însuți experimentează, te rog. Te curățești când vorbești despre cum sau cum te întorci la Domnul. După ce termini mărturia de pus, te rog frumos să faci experiența asta astăzi. Au greșit o prietenă, la fost coleg, spune cum te-ai întors la Domnul și vei vedea. Pentru că lăudându-L pe Dumnezeu sau scoțând în evidență Harul lui Dumnezeu, numele lui Iisus, tu însuți, după această mărturie, te vezi mai curat. În Duhul tău și în sufletul tău. Și, bineînțeles, cântând laudele lui Dumnezeu, te curățești și multe alte moduri de genul acesta. Apoi, un izvor de sus este dragoste, bucurie, este pace, revelație. De exemplu, capacitatea intuitivă a Duhului omului atunci se deschide când se ocupă cu lucrurile de sus și atunci începe omul să primească izvor de înțelepciune și spune, mă, dar cum ți-o vine ideea asta să faci afacerea asta? Cum ți-o vine ideea să mergi acolo, să investești? Sau pe plan uman? Sau cum ți-o vine ideea ție asta să-ți ceri tu iertare? Că tu nu ai greșit. A fost un izvor din înțelepciunea lui Hristos, care a spus, Tată, iartă că nu știu ce fac, în loc să zică, trimite 12 legiuni de îngeri și eliberează-mă de Pilatul ăsta, de Irodul ăsta. Nu. Și atunci, dintr-o dată, o astfel de înțelepciune care face scurt circuit în mintea unui om rațional, înțelepciune de duhovnicească, este superioară rațiunii umane și dintr-o dată mai vezi că se releagă relații care au fost rupte. Se releagă toate lucruri care... Dar pentru asta vă spun, trebuie smerenie. Trebuie să te conectezi la sursa înțelepciunii și a smereniei, care este nu lumea asta, ci în locurile cerești. Amin. Hristos ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești, în Hristos și spune Pavel că am fost așezați cu Hristos în locurile cerești. De aceea, adevărata ta identitate și adevărata ta persoană este în locurile cerești, nu pe pământ. Am mai spus și vreau să mai spun încă o dată acest adevăr. De multe ori omul pe pământ te vede că mai ești cu slăbiciuni, cu probleme. Așa te vezi tu pe pământ. Dumnezeu, prin Hristos, în locurile cerești nu te vede așa, te vede desăvârșit. Încă n-a ajuns persoana ta desăvârșită să fie reflectată și pe pământ. Desăvârșită. Când va ajunge să fie reflectată desăvârșită, adică n-a ajuns acea reflexie și pe pământ. Că adevărata ta identitate este în Duh, nu în firea pământească. De aceea, acela ce a început o bună lucrare în tine și în mine, o va sfârși eu până în ziua când vom părăsi lumea asta. Sunt acolo sus multe, foarte multe izvoare minunate. De exemplu, comuniunea cu Duhul Sfânt. Comuniunea cu Duhul Sfânt. Zice că noi, în 1 Corinteni, capitolul 2, noi întrebuințim o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Foarte mulți nu înțeleg vorbirea duhovnicească. Bineînțeles că se exprimă în termeni, de exemplu, și în cuvinte omenești. De exemplu, în limba română sau în ce limbă este acel credincios. Dar, dincolo de cuvinte, se transmite o armonie, dacă este, cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, și poți să înțelegi bucuriile, poți să înțelegi cuvântul, izvoare de sus și sunt izvoare în domeniul natural și sunt în cel spiritual. Care sunt izvoarele de jos? Pe care mulți nu le au. Binecuvântările de jos. Binecuvântările de jos. De exemplu, să-ți poți câștiga pâinea și de toate zilele, fără să te îngrijești de ziua de mâine, înseamnă că ești conectat la un izvor, slăvit să fie Domnul.
Dar uneori, în acest izvor, acea fântână, acea sursă, filistenii aruncă țărână. Prin cuvinte, când ești vorbit de rău la adresa financiară, când ești vorbit de rău la adresa relațiilor sufletești, când ești vorbit de rău pe planul profesional și când începi să vezi regres în viața ta, nu întotdeauna, dar de multe ori poate să fie cauza că filistenii aruncă țărână în izvorul tău, în fântâna ta, în sursa ta, în obârșia lucrurilor care ți-au adus binecuvântare, aruncă țărână. Tu să nu închizi ochii și să zici, na, au aruncat filistenii pământ și țărână. Eu mă duc mai departe, a, e bine și fără izvorul ăsta. Nu. Turmele tale și trebuie adăpate. Viața ta, inima ta, trebuie să primească mereu și mereu și binecuvântări cele și binecuvântări pământului. Știți că cineva a aruncat țărână în izvoarele tale, nu s-a nepăsător. Doi, dacă nu auzi, dar simți că cineva te critică în domeniul financiar, în domeniul relațiilor, în domeniul locului de muncă sau așa, nu sta nepăsător și nepăsătoare, ci du-te acolo. Sarea reprezintă foarte mult, acolo nu intru în simbolistica biblică, reprezintă foarte mult aspecte pozitive. Voi sunteți sarea pământului, da? Dacă sarea își pierde gustul, cu ce ar putea iarăși primi puterea de a săra? Sarea dă gust întregii ciori. Super! Nimeni nu poate mânca fără sare. Un pic de sare trebuie să fie pus acolo. Din punct de vedere spiritual, noi trebuie să înțelegem că la obârșia lucrurilor noastre este Hristos Iisus. El dă gust vieții noastre. Că noi din El suntem. Suntem noi ce suntem, dar datorită Lui suntem. Că noi, Hristoare, El așa, Doamne, te rog să desfunzi această înfundătură în care au aruncat filistenii țărână și te rog să-mi dai un fluviu de binecuvântare. Binecuvântare! Binecuvântare, binecuvântarea ta, Doamne, a cerului și a pământului peste tine să vină. Numele Lui Iisus Hristos. Sunt izvoare dătătoare de viață și izvoare dătătoare de moarte. Dar sunt izvoare, sursa izvorului. Sunt izvoare nesecate. Știți că sunt izvoare nesecate. Care și în timpul secetei, tot pentru că atât este un rezervor imens de apă. Vorbesc fizic acum. Și sunt izvoare care la un moment dat seacă. Și sunt izvoare, de fapt, depinde o vână dintr-un alt izvor, care în timpul secetei seacă. No? Eu vreau să-ți vorbesc de acele izvoare care nu seacă niciodată. Despre ele ți-am vorbit deja și te încurajez ca acelea să le ceri în viața ta. Amin. Psalmul 30 și sursa izvorului nostru trebuie să fie întotdeauna Dumnezeu. El niciodată, din El, nu va seca bunătatea, credincioșia, binecuvântările. Și în încheiere vreau să-ți aduc aminte de Psalmul 36:9, unde spune că la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. La cine este izvorul vieții? La Iisus, la Dumnezeu, la Duhul Sfânt. Amin. Psalmul 87:7 spune că cântărește și cei ce dansează, cei ce joacă, spun: toate izvoarele mele sunt în tine. Amin. Deci, doar acei oameni care au izvorul existenței lor în Dumnezeu pot să danseze. Destinul tău este pe munte. Destinul tău este sus cu Dumnezeu. Amin. Chiar dacă treci prin Valea Umbrei Morții, nu te teme de niciun rău, preface acel loc prin Duhul lui Dumnezeu într-un loc plin de fericire. Izvoarele noastre sunt în tine, Doamne. Adică, ce este un izvor? Mai spun o dată, ca să fie mai bine înțeles. Toate izvoarele, adică toate cauza, considerentele noastre, Doamne, începuturile, obârșirile noastre, originea noastră, pricina noastră, binecuvântărilor, proveniența noastră, sursa noastră, surgintea, sursa, este în Dumnezeu. De aceea nu te temi, nu poți să te temi. Aleluia! De nimic nu poți să te temi. Ce poți să-ți facă niște oameni? Dumnezeu este sursa ta.